Deci, noi avem acel stil incisiv, avem stilul, dacă vreți, felin, avem atâta perfecțiune, iuțime și dexteritate, încât în momentul când ne pică ceva în farfeca limbii sau în spectru de gândire a cunoașterii noastre, care bate foarte bine cu cunoștințele noastre generale, forfecăm și distrugem tot. M-am uitat la o expresie, pe care am citit-o întâmplător exact între învățătorul de lege și Isus, aici era între islam și creștinism. Trebuie să dispară islamul de pe glob. Deci era o revoltă a cuiva și scrisese acolo ciuda, cum se spune, în urma evenimentelor ce fusese la domnii francezi. Și m-am gândit, oare asta să fie cheia și soluția? Sau asta este izvorul unui conflict și mai mare? Nu o fi loc în inima noastră și nu o fi loc în inima fiecăruia pentru Dumnezeul lui care îl vrea el? Există ceva care poți să faci cu forța când Iisus Hristos a folosit câțiva termeni în Sfânta Scriptură foarte de rafinament și fin? Numai cel ce vrea să vină după mine. Deci primul lucru. Numai cel ce vrea să vină după mine. Nu e de deontologia ta pedagogică și personală, să te pui în locul lui Dumnezeu și să faci judecata unui încălcit la minte. Eu am ales această soluție și când vine sau apare constanta unui dialog și îmi spune, părinte, nu... Și voi ortodoxi aveți de-a defecte? Da, dragă, le avem și dacă le avem ce vrei. Oamenii le fac, că oamenii nu sfinți, doar sfinții, sfinți și Dumnezeu. Da, dar uite, la noi în doctrina noastră nu apare așa ceva. Păi, eu n-am treabă cu doctrina ta, tu crezi în ce vrei. Dacă va da Dumnezeu la finalul luptei tale cu doctrina ta să fii sus și să ne vedem acolo și să avem șansa să fim alături, o să ne salutăm acolo. Ce rost are să ne mușcăm noi aici pe pământ? Că tu ești greco-catolic, că tu ești penticostal, că tu ești jehovist, că tu ești adventist, că tu ești baptist, că tu ești ortodox. Nici tu nu m-ai obligat pe mine să fiu ortodox, cum nici eu nu te-am obligat pe tine să te faci baptist. Nici tu nu mă poți obliga pe mine să mă fac jehovist sau penticostal, că, pentru că crezi tu, cum nici eu nu te pot obliga pe tine să te faci ortodox, că vreau eu. Primul care trebuie să vrea e Dumnezeu. Și primul care trebuie să te lumineze e Dumnezeu. Și primul care trebuie să deschidă calea este Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel foarte frumos, oare s-a împărțit biserica? Hristos al lui Apollo, Hristos al lui Petru, al lui Chefa, al lui Pavel? Nu, Hristos este tot întru toate. Și are Țuțea o expresie celebră, mai multe adevăruri, niciun adevăr. Deci, un singur adevăr absolut care ar trebui să guverneze întreaga planetă a creației vii este cuvântul lui Dumnezeu prin care toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din cele care s-au făcut. Și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul.